omul nou li se trăgea de la Apostolul Pavel. Pentru că Apostolul Pavel vorbește la un moment dat despre, în epistolele sale, despre omul nou, despre omul născut din nou în Hristos. Deci omul care se înnoiește mergând către desăvârșire, către desăvârșirea morală, către desăvârșirea, mă rog, metafizică, să zicem. Deci nu era o invenție a lor, a lui Codreanu, în niciun caz. Dar, într-adevăr, religia practică, mai mult, pe care ei o promovau, era sincretică, era un amestec de concepții, un amestec de repere religioase. Trebuie să ținem seama că ei veneau de pretutindeni. România Mare a fost o realitate care a năvălit peste această lume interbelică, împărțită în provincii, în diverse religii, diverse comunități, diverse etnii. O România Mare era de o diversitate de la o zi la alta, de o diversitate etnică și religioasă extraordinară pentru vremea respectivă. Așa că ei nu puteau să fie, dacă Codreanu voia să aibă cât mai mulți aderenți de peste tot din țară, nu putea să promoveze decât o formă de religiozitate care să capteze și să includă cât mai multă lume. Acum trebuie știut și trebuie să ne dăm seama că în epocă educația religioasă a românilor era modestă și că, sigur, culmea educației, dacă între ghilimele, educației religioase, dar și naționale, o aveau ardelenii greco-catolici. Ei erau pe culmile naționalismului, prin istoria lor și prin cultura lor și prin biserica lor. Ori toate lucrurile astea, el era bucovinean, nu? Venea și el dintr-o zonă, la fel, multiculturală, multietnică, multireligioasă, nu venea dintr-o enclavă aseptizată în care e privilegiată o singură religie și o singură cultură. Era un curent protestant care... Da, era un curent protestant, desigur, care iar și era firesc. Dacă ne gândim, dacă citim Însemnările Reginei Maria, de pildă, vom constata că prin România se perindau tot felul de pastori protestanți, mulți dintre ei chiar anglicani, de-ai Reginei Maria, care era anglicană, a fost și așa a și murit anglicană. Deci era o lume mult mai cosmopolită și mai deschisă decât ne imaginăm noi astăzi, cu criteriile noastre. De-aia miza cărții este să demonstreze că un om precum Codreanu, și nu numai el, dar el, că despre el e cartea, nu poate fi înțeles în afara epocii în care a trăit, în afara contextului în care a apărut. El este produsul acelei epoci, este produsul acelei lumi. Dacă încercăm să-i punem etichete din zilele noastre, să îl privim și să proiectăm asupra lui perspectiva modernității, nu o să înțelegem mare lucru din acest personaj istoric. El trebuie, cred, cât mai bine înțeles în contextul în care a apărut și care l-a format. La fel insistați pe relația pe care a avut-o Corneliu Zelea Codreanu cu tatăl său, cu Ion Zelea Codreanu. Care... Îmi pare rău că nu am insistat mai mult, pentru că mi-ar fi plăcut să am la îndemână, dar n-am avut, jurnale de familie
sau însemnări de familie. Așa, de pildă, cum am avut când am scris o biografie a regelui Mihai, însemnările reginei Maria, de la nașterea încă a lui Mihai, în primii lui ani de viață și până în adolescență, sunt pentru orice biograf aur curat. Pentru că, lăsând la o parte că inteligența și talentul reginei fac descrierile extraordinar de interesante, dar de acolo înțelegi viața, cum începe viața unui om. Înțelegi mai bine ce devine el citind aceste lucruri de natură foarte personală și anodină adesea. Deci, în cazul lui Codreanu, dacă există, dacă or fi existând astfel de jurnale, astfel de notițe ale unor membri ai familiei care să fi urmărit viața lui de copil, care să povestească lucruri de fiecare zi, pe mine alea m-ar interesa. Pe mine mă interesează mai puțin dosarele instituțiilor din vremea lui Codreanu, care notează, să zicem, care transcriu audierile la un proces. Sunt importante, sunt interesante, de bună seamă, dar pentru profilul și viața unui om nu sunt suficiente. E, revenind, în cazul lui Codreanu nu am avut astfel de documente, dacă ele or fi existând. Mi-ar plăcea să existe și la un moment dat să fie publicate sau să cineva să dea peste ele în arhive. De aceea spun că, din păcate, n-am putut să merg prea departe cu descrierea raporturilor lui cu părinții. Cu tatăl lui mi-a fost cumva mai ușor, pentru că tatăl lui era foarte prezent în epocă, era foarte vocal, era, spre deosebire de el, un foarte bun orator. Codreanu era un dezastru în materie de vorbit și el însuși recunoaște lucrul ăsta. Dar tatăl lui e limpede, fără să facem acum o psihanaliză de 2 lei, dar e limpede că îl domina și că autoritatea lui asupra lui Codreanu e un element foarte important în ceea ce avea să devină Codreanu. Sunt câteva episoade când intră tatăl lui în legiune, când începe să-l vadă ca pe un personaj, nu știu, aproape mitic. Da. Mesianic în tot cazul. Există o poză impresionantă în felul ei cu tatăl, Ioan Zelea Codreanu, în uniformă militară, făcută la liceul de la Mănăstirea Dealu, probabil venit tatăl să-și vadă fiul. Fiul e și el în uniforma militară a liceului și sunt fotografiați în fundal, se vede clădirea liceului, ei țanțoși amândoi în față, tatăl privind undeva pe deasupra creștetului fiului, pe deasupra lumii, pe deasupra omenirii, pe deasupra istoriei, așa are o privire care bate departe, la fel o privire în care vezi mândria, datoria, încăpățânarea, toate ambițiile lui Ion Zelea Codreanu. Și îl vezi pe fiul care trebuie să fie avut 10, poate 12, nu, cred că era mai mare, 12-13 ani, care nu-și privește tatăl în ochi, dar se ține, vrea să arate că e vrednic de un asemenea tată și se țin de mână. Ca și când ai în gestul ăsta, parcă îl vezi pe tată, zic, n-ai grijă că nu te las. Așa, dacă ar fi să scrie o legendă acestei poze, fotografii, ai scrie Ion Zelea Codreanu, nu te las. Orice ar fi, nu te las. Și așa a făcut, într-adevăr.